Bună seara, domnilor și domnilor, bine ați venit la emisiunea Pressing, o emisiune care tratează în această seară echipele prahovene din Liga 3. Dacă în urmă cu două săptămâni am avut invitați pe reprezentanții clubului CSM Câmpina, astăzi, din fericire, avem parte de doi antrenori, să spunem, mulțumiți, într-o oarecare măsură, cred, Florin Pârvu și 100% mulțumit, Florin Stâncioiu, tehnicianul de la Fortuna Poiana Câmpina și tehnicianul echipei Compet Ploiești. Bună seara, vă spun! Bună seara! Înainte de a începe emisiunea, să facem o scurtă trecere în revistă a evenimentelor sportive de la sfârșitul săptămânii trecute. După cum bine știți, duminică Petrolul a remizat 0-0 la Concordia Chiajna și urmează pentru echipa ploieșteană o săptămână cu două meciuri foarte, foarte dificile și de larg interes. Prima manșă a semifinalei Cupei României cu Astra miercuri, apoi duminică duelul cu Dinamo, ambele partide pe Ilie Oană. În Liga 3, așa cum vă spuneam, Fortuna Poiana Câmpina a învins cu 2-0 la SCM Argeșul Pitești, Compet Ploiești 0-0 cu alt fruntașă din ierarhia la zi a Ligii a 3-a, Chindia Târgoviște. CSM Câmpina a învins de asemenea cu 1-0 pe Titu, iar în Liga Prahova, AFC Brebu, Fortuna 2, Poiana Câmpina 1-0, CS Păulești, CS Ceptura 3-0, AFC Bănești, Unirea Urlați 1-0, Astra 2, Ciorani, CS Cornu 5-1, Progresul Drăgănești, AS Ploiești 1-1, Petrolistul Boldești, Rapid Sălcile 1-0, Tricolorul Breaza, Caraimanul Bușteni 4-2, Avântul Măneciu, CS Otelaj în Vălen 3-0, și CSO Blejoi, CS Plopeni 1-3. Să spunem și că CSU AS Soft a învins cu 70-55 pe CSU Sibiu în Liga Națională la basket masculin și se află pe primul loc al clasamentului. Și revenim la cei doi invitați, dându-i prima dată cuvântul lui Florin Stâncioiu, care a câștigat un prim derby din cele două pe care le are de jucat în acest final de sezon regulat înaintea play-off-ului. Domnule Stâncioiu, 2-0 la Pitești. Așa este. Scorul a fost 2-0, puteam să mai și marcăm, mai ales pe final de joc, dar n-a fost deloc ușor. Prima repriză a fost una echilibrată. Echipa din Pitești, având mai mult posesia, însă pe undeva și deliberat am lăsat lucrul ăsta. Am avut și șansă că în minutul 44, după o lovitură liberă, Chipirliu a marcat și am intrat la pauză cu 1-0, ușurându-ne sarcina pentru repriza a doua. Vă spuneam că am avut 3-4 situații singur cu portarul la 2-0, deci putea scorul să fie mult mai mare. Sincer vă spun, mă așteptam mult mai mult de la FCM Pitești. Mai ales că antrenorul acolo, Sinescu, și îl știam, un bun tactician, un bun, dar de data asta i-am depășit fără niciun fel de problemă. Să spunem că, într-un fel, poți fi considerat nașul lui Valentin Sinescu, în sensul că ai învins CSM Câmpina cu 1-0 în ultimul meci oficial din 2013, iar acum ai reușit 2-0 pe terenul echipei piteștene și să spunem că pentru Florin Stânceiu s-a încheiat, hai să spunem așa, un prim ciclu de pregătire, în sensul că ai preluat echipa Fortuna exact după înfrângerea de acasă din tur, 1-0 pentru SCM Pitești, și se poate spune că ai trecut acum în revistă un tur complet de campionat. Care ar fi concluziile lui Florin Stâncioiu după jumătate de campionat pe banca Fortunei, în care n-a pierdut niciun meci oficial și, dacă mi-aduc bine aminte, niciun meci amical? Așa este. Sigur, de când am preluat Fortuna, așa cum spuneți, după jocul din tur cu Pitești, nu mi-a fost deloc ușor, pentru că atmosfera era una proastă, jucătorii erau, din punct de vedere moral, mental, erau la pământ și am încercat și am și reușit să creez o stare bună de lucruri. Asta un aspect. Al doilea, la Fortuna să știți că este presiune permanentă de rezultate. La Fortuna se dorește performanță, sigur sunt și condiții create pentru performanță, se dorește tot timpul victoria după fiecare joc, știam ce mă așteaptă, însă mă bucur că jucătorii, cei care au rămas și cei care au venit acum după perioada de iarnă, au înțeles că e un singur obiectiv aici, promovarea, și
Am reușit și cu sprijinul lor să creăm un grup unit, un grup care, după cum s-a văzut, merge din victorie în victorie. Crezi că prin acest rezultat lupta pentru promovare între trei echipe, Fortuna, Chindia și SCM, s-a redus la doar două echipe? Nu, nici pe departe. Păi mai avem 11 jocuri de jucat. Noi, ei, la fel, urmează play-off, urmează jocul nostru cu Pitești. Sigur, suntem pe primul loc, avem 16 puncte la clasamentul ăsta al play-off-ului. Pe locul 2 este Târgoviște cu 15 și 12 Pitești. Noi mai avem de jucat de 3 ori cu Pitești, de 2 ori cu Pitești, de 3 ori cu Târgoviște și cu celelalte, care nu sunt jocuri deloc ușoare. Nu s-a terminat deloc, mai este, dar sper că după ce am văzut așa cum îmi spuneați că după un tur de când sunt eu la echipă, am făcut jocurile care deci am trecut în revistă toate meciurile posibile. După părerea mea, avem cea mai bună echipă și cele mai bune condiții pentru a merge mai departe în Liga 2. Trecem la Florin Pârvu, un antrenor mulțumit sau nemulțumit de remiza cu Chindia Târgoviște 0-0? Bună seara, Marian, mulțumesc de invitație. În primul rând, vreau să spun că să fac așa o trecere în revista ce a însemnat începerea asta de campionat și mă refer aici la în primele patru etape. Eu am jucat cu cele trei candidate certe, pot spune eu, la promovare. Ai anticipat una din următoarele întrebări și să spunem că în timp ce Florin ne va descrie situația pe care a întâlnit-o în lupta cu cele trei echipe de la promovare, puteți vedea și imagini de la meciul de vineri cu Chindia încheiat cu scorul de 0-0. Vreau să trec în revistă pentru că nu este ușor o echipă cum suntem noi, o echipă tânără, să aibă începutul ăsta de campionat, să joci cu echipele care se bat la promovare. Am jucat în prima etapă la Pitești, echipa, în etapa a doua a venit Fortuna la noi, am stat și acum etapa a patra a fost Chindia. Vreau să spun că, din punctul meu de vedere, sunt mulțumit de cum au răspuns băieții la tot ce le-am cerut eu. Obiectivul nostru este clar anul acesta, reconstrucția echipei, dacă tot vorbim așa, tot se vorbește în felul românesc de reconstrucție sau de asta și de la noi, nu facem rabat de la lucrul ăsta, pentru că situația nu ne-a permis să ne punem și obiective mai îndrăznețe. Eu cred că anul ăsta, obiectivul nostru a fost să creăm o echipă care să-și creeze relații de joc. Formăm o echipă tânără și vă spun că de la început am ținut foarte mult ca să rămână un nucleu de jucători pe care am lucrat în turul campionatului. Plecând așa în revistă, mulțumit pentru că nu m-a ajutat în clasament, pot spune rezultatele așa mult, dar m-a mulțumit jocul. Da, să spunem că ai făcut 2-2 la Pitești, apoi 0-1 cu Fortuna acasă și acum 0-0 cu Chindia Târgoviște. Poziția în clasament se pare că nu poate fi mai sus de locul 7, deci nu vei conta în lupta pentru promovare în partea a doua a sezonului. Care ți s-a părut cea mai puternică echipă din cele trei pe care le-ai întâlnit? Da. Mă așteptam să știi la întrebarea asta, că o să mi-o pui. Eu spun că toate echipele care sunt acum angrenate în lupta pentru promovare au plusuri, dar și minusuri, pot spune eu. Important, după meciul, primul meci care l-am avut la Pitești, tot așa la conferința de presă mi s-a pus o întrebare, cum mi se pare Piteștiul cu Fortuna și Chindia. Mi-am spus că până o să se joace, din punctul meu de vedere, se va juca până aproape de final, iar diferența se va face în meciurile directe. Aici, Florin, de față, se pare că au făcut un pas mare în a îndeplini obiectivul și anume a câștigat meciul din deplasare cu SCM-ul. Cum a spus și el, lupta nu este încheiată, mai sunt foarte multe meciuri și se poate întâmpla orice. Dar vorbind așa ca prahovean, pot spune că eu știu, Prahova are nevoie de o echipă care să ne reprezinte la nivelul Ligii a doua. Ar fi acea verigă slabă care lipsește în ultimul timp, adică după ani mulți în care tot timpul în eșalonul secund aveam 3-2 echipe, iată că sunt deja, cred eu, vreo 3 ani de când de la promovarea Petrolului județul n-a mai avut o echipă de eșalon secund. Mă gândesc că pentru fotbalul prahovean, lăsând la o parte orice orgoliu sau ceva, pentru fotbalul prahovean e foarte important
să fim reprezentați la toate nivelele fotbalistice. Bine, și poate asta ca o consecință a lipsei unei echipe de eșalonul secund, poate tocmai de aceea nu găsim jucători prahoveni în rândul Petrolului sau pentru că nu au acele etape intermediare unde să joace și de la divizia C e destul de greu să, sau de la junior să ajungi direct în divizia. Da, totul se leagă, zic eu. Așa că, eu știu, lupta e deschisă, Florin știe cel mai bine ce are de făcut cu echipa lui și cu staff-ul lui. Le doresc baftă și vom fi și noi, eu știu, vom vedea din afara play-off-ului lupta asta între cele trei. Pot spune că pentru mine play-out-ul ăsta este poate la fel de important pentru că se joacă după același sistem, iar eu ca obiectiv cu băieții am spus că nu concepem să nu ne clasăm pe locul 1 în play-off și implicit locul 7 în clasament. Țin foarte mult la locul ăsta și vorbim cu play-out. Câștigarea play-out-ului să fie practic obiectiv. Obiectivul nostru, al meu și al băieților în vestiar. Asta e obiectivul nostru. Ați avut acum la Pitești, am înțeles, ceva emoții cu o seară înainte cu unul dintre cei mai buni jucători ai echipei, Vali Munteanu? Așa este. Dimineața la antrenament a fost înțepat de o păiaje, nu știu. Cei s-a umflat tibia. Seara înainte de masă m-am întâlnit cu el, am văzut că într-adevăr e o problemă, am sunat imediat medicul, am sunat la Pitești, la un spital, ne-a recomandat să mergem de urgență cu el, a fost dus, i s-a făcut un tratament și a doua zi n-am mai avut nimic, însă... A fost prima schimbare și nu din cauze, a făcut o crampă exact la piciorul care a fost afectat de înțepătura aceea. Să spunem că în play-off Fortuna Poiana Câmpina speră în revenirea pe stadionul din Câmpina unde a jucat în prima parte a campionatului. A reprezentat un handicap faptul că trebuie să pregătești meciurile la brazi, să le joci la buftea, așteptând practic revenirea acasă? Bineînțeles că ne-am dorit să jucăm la Câmpina, dar pe câte știu eu, lucrurile nu sunt 100% că vom juca acolo play-off-ul. Dar domnul Radu Călin, am vorbit cu dumnealui săptămâna trecută și mi-a promis că vom juca acolo. Pentru că, într-adevăr, e greu să te pregătești la braț, să joci la buftea, că la buftea vom juca dacă Doamne vrește, nu e gata stadionul. Însă și la buftea, să știți că e un teren foarte bun, noi ne putem desfășura jocul acolo pentru că avem echipă de jucători care pasează, care au îndemânare bună. S-au făcut tot felul de strategii legate de acest sistem competițional cu rezultate care practic nu vor conta în faza a doua a competiției. Acum, de exemplu, vineri vei juca împotriva celor de la FCM Târgoviște, o echipă care n-au cum să emită pretenții pentru play-off. Există o strategie de odihnire a unor jucători, de folosire a unor fotbaliști care au jucat mai puțin? Nici vorbă de așa ceva. Eu chiar am avut o discuție după jocul de la Pitești cu domnul președinte Munteanu și mi-am spus părerea că vreau ca echipa să jucăm cu echipa cu cel mai bun 11 la momentul acela și nici de cum. Eu nu sunt adeptul să odihnesc jucătorii, pentru că urmează un play-off în care joci la o săptămână, pe aia din trei zile. Și ce înseamnă asta, să odihnesc? Nu, ei au nevoie de jocuri, au nevoie de încredere, vreau să câștigăm jocul cu Târgoviște. Echipa are un moral bun, nu vreau să-i scot eu din mână, cu ce? Să-i țin pe bancă și ce să fac? Există și o diferență semnificativă de valoare între titulari și rezerve, adică rezervele sunt mult sub nivelul titularilor și ar reprezenta un oarecare risc? Nu de asta. Sigur că voi da credit la doi jucători tineri, care sper eu, am eu mare încredere în ei și sper să intre, pentru că au jucat mai puțin, Moise și ăsta, Anițoiu. Dar nici pe departe, sunt de aceeași valoare, sunt jucători de care vom avea nevoie la momentul play-off-ului și tot că am amintit de lucrul ăsta, spunea și Florin că în play-off, chiar și în play-out, e nevoie de tot stafful să fie lângă tine și dacă ai
masseur bun, medic bun, cum avem și noi și fizioterapeut bun, să știți că de mare importanță, vor fi de mare importanță atunci. Să spunem că așa, ca ultima achiziție, Fortuna și-a asigurat și serviciile unui preparator fizic fost participant la Olimpiadele de Bob ca sportiv, Ioan Duminicel, dar țin să remarc și faptul că, iată, echipa a doua a clubului, am fost și am văzut chiar sâmbătă meciul de la Brebu, n-a reușit în trei etape să ia niciun punct, deși a avut acum la Brebu 6 jucători de la prima echipă în primii 11. Așa este, sunt tare supărat, nici n-am vrut să amintesc, dar dacă ați spus-o dumneavoastră, n-am ce să fac. Sunt tare supărat pe cei 6 jucători care i-am dat să joace acolo. Am discutat după joc cu antrenorul lor, cu Cătălin Gheorghe, și mi-a spus că n-au atitudine, că sunt frustrați. Sigur că nu este în regulă treaba asta. Azi la antrenament o să am o discuție cu ei și mâine la antrenament o să am o discuție cu ei și o să clarificăm lucrurile, pentru că nu putem merge așa. Echipa a doua, ăsta e rolul echipei a doua, ca ei să aibă jocuri în picioare și să demonstreze acolo că pot la orice oră să joace în prima echipă. Florin, a început cursurile pentru licența pro, chiar și invitația la emisiune a fost așa reportată, cel puțin o dată, pentru că de obicei lunea te afli la București și urmezi aceste cursuri. Spune-ne ceva despre această intenție a ta de a obține licența pro și te-aș ruga să dezvălui câteva momente pe care cu siguranță lumea nu le cunoaște. Ce presupune ca pregătire obținerea acestei licențe? Cam cât costă să iei licența pro? Da, noi am început licența la Școala Federală de Antrenori și ca module lunea și marțea suntem prezenți acolo în fiecare săptămână. Acum, iar apropo de săptămâna asta, de ziua de astăzi, s-a amânat modulul de astăzi și de mâine, pentru că trebuia să venim la Petrolul să facem o lecție deschisă. Cosmin Contra trebuia să țină lecția asta aici la Ploiești, bineînțeles și cu alți antrenori, dar s-a amânat pentru că, îți dai între seama, timp Contra a plecat la Getafe, domnul Apolzan nu a putut să solicite aceeași, mă rog, pe Răzvan, fiindcă au meci miercuri, și s-a luat decizia să se amâne, urmând ca să ne întâlnim după Paști pe 22, vom pleca în Elveția la Nyon până pe 25 aprilie. Acolo este o acțiune a mai multor școli de antrenori din Europa, în care vom viziona live un match de UEFA League, am înțeles, după care vom avea câteva antrenamente, câteva lecții practice în zilele următoare. Printre colegii tăi candidați la obținerea acestei licențe și Valentin Sinescu, antrenorul celor de la SCM Pitești. Ce vei face? Chiar discutam zilele trecute cu tine, poate că în play-out vei avea norocul să fie săptămâna în care ai fi jucat cu Civitas și vei sta. Da. Ce vei face, ținând cont că trebuie să lipsești lipsești probabil de la cel puțin un meci? Va fi o problemă și noi am ridicat problema asta și alții antrenori au ridicat problema asta, pentru că sunt implicații, atât mă refer aici la Stoican, mă refer la Claudiu Niculescu, care e cu mine, și alții antrenori, și Vali este implicat clar în lupta pentru promovare. Iar domnul Apolzan este foarte strict în privința asta și, fiind prima generație de licență pro care participă... O mai fi Sinescu până atunci. Da. 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 Asta depinde de următoare rezultate, nu? Ține foarte mult la prezență, fiind prima, mă repet, fiind prima generație de licență pro care pleacă clar la un stadiu de pregătire în afara țării și invitată fiind, necostând nimic. Dăbătore, mă tot întrebai de partea financiară. E, stadiul ăsta la Nyon, în Elveția, nu costă nimic. Toți banii sunt alocați de UEFA. Acolo vom avea echipament din cap până în picioare îmbrăcat tot de UEFA. Cazarea și absolut tot e suportat de UEFA. Mă gândesc că buna relație pe care Dan Apolzan o are cu Ionuț Lupescu, care știi foarte bine că este directorul școlii de antrenori pe UEFA,
am fost invitat și am prins și noi, cum se spune, șansa asta să mergem acolo. Vei termina aceste cursuri undeva într-un an de zile. În 2015. În 2015 sper să nu țină mai mult. Pentru că deja, ți-am zis, e foarte dificil pentru că mă întrebai acum de ce se întâmplă la meci. Clar, am vorbit și cu domnul Apolzan și ne-a spus foarte clar, încă o dată spun, nu acceptă nicio învoire și mă gândesc că aici la faptul că Florin Motroc vine tocmai din Bahrain, tocmai la cursurile astea. Și clar că vom lăsa program de pregătire, vom lăsa antrenorii secunzi, antrenorii cu să se ocupe și să poată să ducă mai departe, eu știu, procesul de pregătire și meciul în sine. Țintești sus în cariera de antrenor? Adică mă gândesc că dacă ai ales să faci licența pro, n-ai ales să urmezi aceste cursuri ca să antrenezi în Liga 3. Marian, eu spun că sunt un antrenor la început de drum, sunt un antrenor tânăr, spun eu. Față de Florin, care are o experiență mult mai mare decât mine. Eu m-am ghidat așa în cariera mea ca și jucător. Aș vrea, mai m-a întrebat cineva și am spus că măcar dacă mi-aș vrea ca antrenor să-mi egalez, rezultatele și performanțele ca jucător care le-am făcut. Dacă o să le depășesc, măcar să mi le egalez. Asta înseamnă să câștigi un campionat, o cupă. Sunt niște țeluri pe care fiecare și le pune, zic eu, ca antrenor. Este clar că îmi doresc lucrul ăsta. Este o meserie foarte grea, o meserie imprevizibilă, pot spune eu, dar mă gândesc că, eu știu, făcând licența pro, având absolut tot ce trebuie, lucrurile nu că vor fi simple, vor fi mult mai complicate, dar țintez mai sus, este clar. Este clar, ca orice antrenor mă gândesc, orice antrenor la cum suntem, ne dorim mult mai mult, ne dorim să un target mai sus, dar poate de ce nu cu competul. Eu știu, mă gândesc de la vară să ne propunem altceva, să se schimbe și la noi, eu știu, situația asta mai incertă care este la club, a fost și eu spun că acum suntem pe un drum bun, dar de la vară vom vedea cum vor fi și să ne îndeplinim și noi, punem alte obiective realizabile. Nu? Să spunem că în acest moment cred că ești cel mai longeviv antrenor la nivelul Ligii a treia la echipele prahovene 100%, da. Adică ai deja un an de zile. Ai deja un an de zile, da. Ceea ce iată că la Fortuna, de exemplu, da. E destul de complicat și chiar mă gândeam până la venirea lui Florin Stăncioiu, Fortuna avusese 4 antrenori principali plus vreo 2 episoade de interimat. Iată că după și 5 preparatori fizici. Și 5 preparatori fizici, da. E o meserie complicată, o meserie dificilă sau ce se întâmplă de se schimbă atât de des? Nu știu, eu vorbesc de Fortuna, pentru că acolo cunosc situația foarte bine. Vă spuneam că la Fortuna se vrea performanță. Dacă nu faci, deci dacă nu câștigi toate jocurile, ești demis sau, mă rog, pleci singur. Dar eu sunt obișnuit cu lucrul ăsta și Florin, îți dau un sfat, te obișnuiești cu lucrul ăsta pentru că dacă antrenezi, eu știu, așa, pentru locul 4-5, ăla nu mai, meseria ți-o faci doar pe jumătate. Sigur că să poți aspira la primul loc, îți trebuie multe, multe lucruri, ca și echipă, ca și condiții de pregătire și așa mai departe. Vă spuneam că la Fortuna, domnul Radu Călin și domnul Munteanu au schimbat antrenorii pentru că nu au avut rezultate. N-au plecat de la început, îmi spuneau că au luat echipa de la Tomșan, pare mi se, nu? Da. Și în primul an au avut obiectiv promovare. Deci dumnealor au obiectiv promovare. Dacă promovăm în B acum, să dea Dumnezeu, vor A. Vor prima ligă. Deci acolo nu există să pierzi meciul, să, eu știu, să te clasezi pe locul 4-5. Nu există așa ceva. Sincer, nu ai o anumită teamă legată de meciurile din play-off? Adică s-ar putea să ai parte de un accident? Nu mi-e teamă. Vă fac o glumă așa, înainte de meciul cu Pitești, am vorbit cu domnul Radu la telefon și zicea, domnul profesor, vă aduceți aminte că ați venit antrenor înainte, după meciul cu Pitești? Păi ce vreți să spuneți? Că plec după meciul cu Pitești dacă nu e? E o glumă care a făcut-o dumnealui, am acceptat-o, sigur că... Într-adevăr, dacă nu câștigi, ești pregătit pentru lucrurile astea. Sper să fie bine, pentru că echipa este pe drum bun și sunt create absolut toate condițiile, de salariu, prime,
cazare, masă, medicamentație. Cred că în ultimul sezon n-am mai auzit la o altă echipă din Liga 3, nu din seria noastră, din România în general, înaintea unui meci să faci două zile de cantonament centralizat. Una la Ploiești, una la Pitești. Da, da. A fost dorința mea și conducerea nici n-a clignit. Deci imediat eu am solicitat ca miercuri să intrăm în cantonament și să plecăm a doua zi. Așa voi face și înainte de jocul cu ăștia, cu Târgoviște. Lucrurile nu poți să faci altfel. Nu, jucătorii, 16 jucători deja sunt în cantonament în permanență. Ei stau aici la Ploiești, așa că nu mi-a fost greu să mai aduc și pe Minciună și Năstase, care erau în afara celor care stau în cantonament în permanență. Deci nu asta e problema. Florine, vreau să te mai întreb legat de această provocare care se numește Compet, pentru că fără doar și poate este o provocare, o echipă care de fiecare dată în perioadele de pauză, de vară sau de iarnă, are așa o anumită, trăiește așa o anumită telenovelă, este foarte aproape de a-i fi bine, apoi foarte aproape de a-i fi rău și chiar în pragul colapsului, până la urmă reușește să ducă o tradiție de 15 ani, am făcut eu socoteala mai departe, cea mai veche echipă din Liga a 3-a cu prezențe constante doar la nivelul Ligii a 3-a. Deci nu există în acest moment în România o echipă de divizia C care să aibă o asemenea continuitate la acest eșalon. Până la urmă, unde crezi că se va ajunge? A început o reconstrucție. Sunt jucători care, teoretic, dacă vor crește în evoluții, de la anul își vor dori mai mult. Vezi așa în echipă fotbaliști capabili să facă un salt valoric semnificativ, adică să ajungă la divizia B, la divizia A, nu neapărat cu Competul în divizia A, brănuiesc că totuși până acolo nu te-ai gândit. Marian, tu știi foarte bine situația noastră și oamenii de aici, din Ploiești, pentru că s-a relatat foarte bine în presă situația noastră de acum un an de zile, așa tot se scrie și ai dreptate, la fiecare sfârșit de tur sau retur de campionat, la noi domnește incertitudinea, lucru care nu e normal. Florin mi-a zis foarte clar, orice antrenor își dorește performanță, să aibă condițiile pe care el e norocos și le are acum la Fortuna. Corect. Eu nu cred că e antrenor care să nu-și dorească să aibă condițiile astea, dar să aibă presiunea. Că e normal să ai, odată ce ai condiții bune, ai tot ce trebuie, ai lotul de jucători, ai absolut tot ce trebuie, e normal să ai presiune și să-ți propui mai mult. Adică orice antrenor își dorește lucrul ăsta. Nu este. Mai greu este să lucrezi cu jucători care să-i motivezi, cu jucători care nu sunt motivați, sunt probleme. Eu știu foarte bine, de un an de zile fac lucrul ăsta. Deci nu este, cum să spun, acum, se întâmplă acum de o lună de zile sau de două luni de zile. Eu am întors jucători de două ori. Și anume că au fost salarii neplătite sau 3 sau 4 luni de zile. Au plecat jucătorii din prima dată fără asta. Nu este ușor. Nu este ușor deloc și vreau să spun că îmi doresc și se fac pașii. Și eu cred foarte mult că Lucian Rădulescu, noul manager al clubului, a venit cu entuziasm în primul rând. Și aș dori, eu știu, să fie capabil el și cei care îl ajută ca de la vară echipa asta să poată să țină nucleul de jucători. Este clar că mai trebuie 3-4 jucători, câteva achiziții pentru a îți propune un obiectiv mai îndrăzneț. Eu cred în jucătorii mei, sunt jucători cu care eu am pornit și chiar eu i-am adus și poate unii au jucat decât la Liga 5-a. Și mă refer aici la Căpălău, care vine de la Fortuna Poiana Câmpina. De la echipa a doua, care echipa era doua la Lucet. Ale Fortunii Câmpina. Și care a jucat decât la Liga A 5-a și foarte puțin la voi, la Ciorani, în pregătiri. Jucător care mi l-am dorit foarte mult și eu care cred în el. Deci poate fi un jucător care poate crește. Și mai sunt jucători, pentru că sunt tineri, sunt mulți tineri. Da, dar să spunem că el a avut o problemă medicală și chiar împotriva Fortunei nu a putut juca. El a acuzat o problemă, are și niște probleme, mă rog, sper să și rezolvă acum ce înseamnă stomatologic. Pentru că a avut ceva probleme și chiar astăzi nu a putut veni la antrenament pentru că este la stomatolog să-și finalizeze lucrarea. Iar sunt jucători, nu numai el, sunt jucători. Eu am nucleul, nucleul meu al echipei este undeva între 18, 2 jucători, 19, 22, 23 de ani.
În afară de Badea, care are 32 și Stanca, 25 de ani, Stâncescu, tot la fel, 25, care a venit acum, restul jucătorilor sunt între 18, 19, 23 de ani. Și eu cred foarte mult în lucrul ăsta. M-am atașat foarte mult de ei. Eu cred că putem și am demonstrat totuși în meciurile astea care le-am avut că avem forță să ne batem cu orice echipă din seria asta. Le-am implementat o mentalitate de învingători, pentru că ăsta sunt eu, ca, am fost și ca jucător și sunt ca antrenor. Deci nu, îmi place jocul, îmi place să joc, îmi place, indiferent de numele echipei. L-am spus și contra echipelor care am jucat, care se bat la promovare. Ne respectăm adversarii, nu am niciun fel de problemă, dar nu mi este teamă de ei și vreau să-i înving. Și de aici am început să plecăm noi la drum, cel puțin din returul ăsta de campionat. Am avut posibilitatea să fac și o săptămână de pregătire. Ne-am mai reușit acolo câteva medicamentație. Să spunem în comparație, Florin Stăncioiu a avut nu posibilitatea și nici șansa, ci a avut obligația să facă vreo 5 săptămâni de pregătire centralizată. Da, vezi diferența care este. Te-am zis încă o dată, ei sunt acum acolo, le urăm baftă, chiar mulțumesc, din suflet vă spun. Mi-aș dori ca o echipă din Prahova să fim reprezentați și la nivelul ligii a doua cu o echipă din Prahova. Și poate ne vine și nouă rândul de la vară să ne propunem altceva, obiective îndrăznețe și obiective, zic eu, realizabile. Da, vreau să mi-am adus aminte așa că, hai să spunem într-un fel, Florin Stăncioiu este un, putem spune, un specialist al promovărilor din divizia C. Dacă mi-aduc bine aminte, ai realizat această performanță cu Chimia Braz, cu Poiana Câmpina și cu Tricolorul Breaz. Am uitat una din ele. Nu, cu aceste trei echipe ai reușit să ajungi în divizia B. Există o rețetă specială pentru aceste promovări? Adică sunt greu de făcut? Există anumite lucruri de la care nu trebuie să te abați? Sau care ar fi povestea unei promovări gândită prin prisma celor trei promovări, toate cu echipe prahovene reușite? Așa este. Rețetă neapărat. Însă, seriozitatea pregătirii, eu sunt adeptul unei pregătiri fizice, așa, fără cusuri. Și e rețetă. Doar să ții echipa, jucătorii să îi ții tot timpul în priză. Sigur, jucătorii care nu pot fi ținuți, trebuie să elimini din cadrul lotului. Și să creezi un grup unit, un grup bun, care să știe să gestioneze bine fiecare meci în parte. Sigur că aici mă bucur, vă spuneam, am promovat cu celelalte trei echipe, dar am băut o șampanie după fiecare promovare seara și a doua zi am început probleme. Nu avem bani, că nu avem jucători, că nu avem teren, că nu știu ce nu avem. Aici, în sfârșit, sper să promovăm și că, așa cum vă spuneam... Bine, cred că dacă vei promova, nu te vei limita la o șampanie. La ce presiune a fost? La un pahar și nu știu mai departe ce se întâmplă, pentru că eu am contract exact până în vară. Nu știu. De obicei, toate promovările despre care vorbeai s-au realizat cu jucători, cred că lotul era 80-90% format din fotbaliști prahoveni. Și la Braz, și la Câmpina, așa și este la Breaza. De data aceasta, un pic diferit, pentru că sunt foarte mulți jucători din alte zone, chiar fotbaliști interesanți, spuneai de acesta Nițoiu, care încă n-a debutat fiind accidentat, dar dacă mi-aduc eu bine aminte, este un internațional de junior al României, nu de conjunctură, ci un jucător care a bifat naționalele după la 17 ani până la 19 ani, aproape toate acțiunile avute. Tot de la Fortuna, în iarna asta, un jucător a ajuns să joace imediat la Dinamo. E adevărat, nu cu mare succes, mă refer la Cioinac, dar a făcut pasul direct spre Dinamo. Sunt fotbaliști pe care îi vezi viitori sau potențial prim divizionari în lotul pe care l-ai acum? Chiar înaintea jocului de la Pitești, am discutat cu câțiva dintre jucători și le-am spus că, într-adevăr, sunt 4-5 jucători care avem acum în lot, care oricât pot juca în prima ligă. Să le spuneam eu atunci că trebuie să schimbe puțin mentalitatea și gândirea, că nu e mare diferență între a doua și prima ligă. Sigur că, spuneați de Dinamo, eu am nu fac un secret din asta, am o relație bună cu domnul președinte Anghelache și
Acolo dumnealui l-a urmărit pe Cioinac, nu știa mai dinainte, s-a informat, i-am spus și eu câteva lucruri bune despre el, l-a luat. Acum, ce știu eu, că în vizorul echipelor de prima ligă sunt Munteanu și ăsta, Chipirleu, care zic eu că pot juca, mai ales că sunt jucătorii tineri, foarte tânări, Chipirleu are 20 de ani. Da, să spunem că un fotbalist care a făcut parte din lotul Oțelului Galați, fiind inclusiv trecut pe raportul de joc în tur și care acum a ajuns la Fortuna. Da, este jucătorul, așa știu că este jucătorul nostru definitiv. Deci nu e promutat de Oțelul. Vă spuneam că revin la prima parte a întrebării, la rețeta aceea de promovare. Nu există. Trebuie să fii serios, să iei fiecare joc în parte și așa cum vă spuneam, să ții echipa în mână, că altfel vei avea probleme. Aveți superstiții înainte de meciuri? Vă întreb pe amândoi. Adică există un anumit abiet de la care nu abdici niciodată înainte de un meci? Eu am un obicei. Dimineața înaintea jocului, indiferent că ninge, plouă, nu știu ce, fac la 7 dimineața, mă duc și fac o oră de alergare. Nu prea se vede, dar mă rog, eu o fac. Fără jucători decât. Fără, nu, eu personal. Mă relaxez, înaintea jocului, asta e metoda mea de relaxare. Să fiu mai calm, să fiu mai liniștit. Știți foarte bine că dacă ești agitat și ai transmis și echipei și nu e în regulă. Tu, Florine? Da, n-aș putea spune că am superstiții. Singurul lucru care îl fac, eu intru foarte mult în joc și nu vorbesc la telefon, dacă asta poate să fie o superstiție sau ceva. Nu, chiar nu răspund sau nu vorbesc la telefon decât după joc, în ziua jocului. Decât. Aș vrea să vă întreb pe tine, Florine, că a fost jucător al Petrolului. Poate că nu este. De obicei știu că tu te ferești să-ți dai cu părerea despre alte echipe sau, dar așa că a fost petrolist, cum ți se pare în acest moment echipa Petrolul? Schimbările de antrenori forțate până la urmă, publicul, să spunem chiar că eu am rămas uimit, tu ești unul din abonații clubului Petrolul. Da, eu mi-am luat abonament, da. Ca să fii prezent la toate meciurile, ai apelat la achiziționarea unui abonament. Mai sunt două zile până la meciul până la meciul din semifinale Cupei României cu Astra, apoi chiar jocul cu Dinamo, practic se întâlnesc cele două echipe pentru care tu ai jucat în Liga 1 cea mai mare perioadă. Să spun de la început și fără falsă modestie, clar că pentru mine Petrolul rămâne și va fi pentru totdeauna echipa mea de suflet. Aici am făcut primii pași în fotbal, m-am mai spus și la altă emisiune, domnul profesor Noni Lindenberg m-a selecționat la 10 ani, țin minte chiar acum în spate, acolo la terenul ăla de zgură. Și de la 10 ani tot intru pe poarta aia până la aproape de 18 ani, 19 ani cât am debutat la echipa mare. Deci clar că sunt petrolist și așa voi rămâne. Mie îmi place Petrolul, spun sincer. Îmi place și mi-a plăcut stilul de joc al lui Cosmin Contra. Un sistem de joc, un fotbal pe care și eu încerc să-l implementez aici la mine la echipă, spun sincer. E clar că Petrolul acum, cel puțin în astea două jocuri, este puțin parcă cu motoarele puțin reduse, dar eu am mare încredere și spun foarte clar că Răzvan Lucescu este un antrenor capabil care poate să pună iar în funcție ceea ce se numește mașina asta Petrolul și să meargă la turație maximă. Pentru că eu cred că obiectivul Cupa României este perfect realizabil. De perfect realizabil. Și încă să spun, am încredere, Răzvan, cu toate că nu am stat noi prea mult de vorbă, este un antrenor care este foarte, foarte bun, spun sincer. Domnule Stănciu, sunteți petrolist? Da, îmi place, sigur că da. Urmăresc jocurile Petrolului. Chiar acum am vorbit cu cineva astăzi să-mi achiziționeze un bilet la meciul cu Petrolul, cu Dinamo. Și cu Astra, no. Deci le-a două. Bine la meciul cu Dinamo ca să fie alături de domnul Anghelache. De domnul Anghelache, sigur. Adică petrolist, da, așa mai, cu da, domnul Anghelache. Da. Sigur că, așa cum spunea și Florin, jocul s-a schimbat al Petrolului.
în tur se juca altceva. Acum, sigur, probabil și datorită faptului că au plecat 2-3 jucători, au mai venit 2-3, nu s-au, încă nu s-au integrat așa cum trebuie, dar ușor, ușor se fac. E obiectiv cupa, înțeleg, Petrolul. Ai putea să-l antrenezi pe Zicu? La stilul pe care îl are Florin Stăncioiu? Să vă spun ceva. Puțină lume știe că acum, când l-ai era antrenat? Unirea Dinamo, când Câmpina era satelitul... Da? Eu eram antrenor acolo la Câmpina și, sigur, ei veneau, Dinamo veneau cu autocarul ziua meciului și cu domnul Cornel Dinu și ne spunea, joacă ăla, ăla, ăla și e pentru care și Zicu. Deci l-am avut chiar elev. Sigur, e un... de mic era, avea două mașini, doi șoferi și el n-avea carnet. Adică era un copil răsfățat, așa. Bine, da. Acum mai trebuie două mingi. Acum trebuie, da. Sigur, nu e problema mea asta. Sigur, au trecut și peste el ani și... asta este. Asta nu iartă. Mai e așa un sentiment de mulțumire legat de faptul că, uite, acum, după ani de zile în care la Câmpina, practic, fotbalul dispăruse. Ai fost la Poiana... am putea spune un etalon și ca jucător și ca antrenor. Apoi activitatea fotbalistică efectiv nu a existat. Și ar putea reveni acum la nivelul diviziei B cu Stăncioiu antrenor? Cu siguranță da. Chiar îi spuneam domnului Radu Călin că de asta e nevoie în Câmpina. Câmpina este un oraș care e doritor așa de fotbal, de mai înaltă performanță. De chiar Liga 2, Liga 1, acolo stadionul acela pe care l-a cumpărat dumnealui și bineînțeles că îl îmbunătățește acum, îi face de toate, va fi plin la fiecare joc. În ciuda faptului că mai există și CSM Câmpina, dar eu zic că tot Poiana Câmpina este echipa de tradiție și va rămâne în continuare. Am văzut, să spunem, săptămâna trecută am trecut pe la stadionul Poiana din Câmpina, doar lucrarea de înlocuirea gazonului costă 100.000 de euro. Așa deci, știu. Practic, un buget de un an de Liga 3 pentru alte echipe. Vă spuneam că la Fortuna e un proiect frumos, un proiect care implică prima dată performanța, după aia infrastructura, stadionul, încălzirea stadionului, sistemul de irigare. Se face acolo la stadion un mini-hotel pentru cantonament. Și începuse și amenajarea unui... începuse și amenajarea terenului pentru construirea unui sintetic. Da, da, da. Păi, în paralel cu ce asta se face și sintetic acolo, în spatele tribunei, sigur că era nevoie de un teren de antrenament, pentru că degeaba ai teren de joc și intri doar o zi pe săptămână pentru că să-l protejezi. Trebuie neapărat teren de antrenament și îl face, sigur. Din punct de vedere al bazei sportive, se poate spune și tu, Florin, că nu ești un antrenor... ghinionist, da. Din punctul ăsta de vedere, chiar o spun la toată lumea și chiar acum la școala de antrenori, când mă duc cu colegii mei, chiar o spun ca infrastructură complet, rivalizează cu multe echipe din Liga a doua. Eu spun ca infrastructură, noi ne putem bate fără probleme cu echipe de Liga a doua. Avem teren de antrenament, vorbim acolo de refacere foarte bună, bazin, saună, sală de forță, camere unde jucătorii stau și chiar stau acum cei care sunt din afara orașului, bucătărie proprie. La nivelul ligii a treia este bine ca infrastructură și eu spun cu mici retușuri, fără probleme în Liga a doua se poate face, se poate face față. Pentru Fortuna vineri un meci, hai să spunem, cu statut de mare favorită, cel cu FCM Târgoviște, pentru tine un duel, să spunem, al unei oarecare ambiții, pentru că ai vizat din iarnă posibilul loc 6 pe care îl ocupa la acel moment Athletic Bradu. Vei juca împotriva echipei unde Neagă este antrenor, iar Mărgăritescu jucător. Probleme înainte de acest meci sau o victorie te-ar face să-ți pară mai rău că nu vei fi pe locul 6? Da, așa este. Vineri mergem la Bradu, avem meci de campionat. Mi-aș fi dorit ca meciul ăsta să fie decisiv, da, pentru că am sperat și nu fac niciun secret din asta, știu și cei de la CSM, am fost și am văzut meciul Bradu cu CSM, Câmpina, speranța că cei de la Câmpina vor câștiga la Bradu, calcule hârtiei și eu știu și lotul de jucători și absolut tot, pe mine mă făceau să cred că cei de la Câmpina sigur vor. Au prins o zi mai vreau să n-au câștigat acolo, Bradu a câștigat, să știi că Bradu au un mare avantaj.
terenul la sintetic. Ei jucând și se antrenuse numai acolo, pun mari probleme, mai ales în meciul de acasă. Da, chiar dacă nu era Florin Stăncioi antrenor, să spunem că și Fortuna Câmpina a debutat în acest campionat în 2013-2014, exact cu o înfrângere pe stadionul da, pe stadionul Bradu. Da, așa este. Au pierdut 2-1 parcă la Bradu și la fel și jucătorii de acum îmi povesteau că din cauza terenului, deci nu s-au putut adapta la sinteticul acela. Ne apropiem de finalul emisiunii, ajungem la partea cea mai plăcută pentru telespectatori. Vom avea astăzi două concursuri, nu unul ca de obicei, și o să vă explic despre ce este vorba. Până atunci o să rog pe Florin Stăncioiu să extragă unul dintre cei doi participanți la concursul legat de rezultatul partidei Concordia Chiajna Petrolul. Au fost doi ploieșteni care au nimerit, sau hai să nu spunem au nimerit, au intuit acest 0-0 dintre Concordia și Petrolul. Unul dintre ei va câștiga 100 de lei din partea Fair Play de Prahova. Te rog frumos, domnule Stăncioiu. Cei doi au da, au fost participanți 0-0. De obicei sunt peste 100. Dar sigur nu sunt petroliști. Păi da, 0-0. Te rog să arăți la camere. Lucian. Deci Lucian este cel care va câștiga, cel care va primi 100 de lei de la Fair Play de Prahova. Mulțumesc, să spunem, pentru meciul cu Dinamo de duminică. Avem 5 invitații pe care le vom acorda prin tragere la sorți de asemenea celor care vor răspunde corect la o întrebare, cred eu, nu foarte dificilă, dar trebuie să fiți atenți. Câți jucători din actualul lot al lui Dinamo București au evoluat în trecut la Petrolul Ploiești? Deci sunt destui jucători în lotul echipei Dinamo care au trecut în cariera lor și pe la Petrolul. V-aș ruga să-i nominalizați pe cei care sunt în această dublă postură. Dacă ar fi jucat Florin Pârvu, era unul dintre ei. Deci mă refer la jucători din actualul lot al lui Dinamo București. De asemenea, vom avea pentru sâmbătă, ținând cont că la Ploiești va fi un eveniment pe care vi l-am prezentat săptămâna trecută, anume o gală de local combat cu meciuri foarte, foarte spectaculoase, meciuri așteptate, la care unul dintre main event-urile gale este reprezentat de partida pe care ploieșteanul Amancio Paraschiv o dispută cu Cedric Manhoff. Avem 5 invitații care vor fi acordate de asemenea vineri la cântarul oficial care va avea loc la Mall Shopping City. Întrebarea este cum se numește adversarul pe care Amancio Paraschiv l-a învins la Ploiești în precedenta gală Local Combat. Așteptăm răspunsurile la ambele întrebări până joi la ora 24, urmând ca vineri la cântarul oficial de la gala Super Heroes să dăm cele 5 invitații și de asemenea tot în cursul zilei de vineri să dăm și invitațiile pentru partida de duminică seara dintre Petrolul și Dinamo. Vă mulțumesc pentru atenție, să le urăm succes celor doi tehnicieni, nu numai pentru etapa de vineri, ci pentru întreg acest campionat și cred că cea mai bună urare pentru amândoi ar fi să aveți continuitate munca pe care o faceți. Mulțumim! Mulțumim. O seară bună, vă spun, la revedere!